Bună, sunt Cososchi Andreea, am 17 ani, locuiesc în Ploiești și învăț la Colegiul Național Mihai Viteazu. Fiind o fire sociabilă, îmi place ca cei din jurul meu să mă agreze. Am fost de mică atrasă de actele de caritate, astfel încât fac voluntariat din gimnaziu și am continuat la liceu. În prezent, sunt voluntar la Asociația Un Strop de Fericire în cadrul O Nouă Șansă și fac voluntariat la Centrul pentru Copii cu Handicap. Am vrut să ajut și să aduc un zâmbet pe fața persoanelor defavorizate, să le spun un cuvânt bun și să îi susțin, pentru că orice om merită. Persoanele de la centru m-au învățat că, indiferent de obstacolele vieții, trebuie să fii fericit și să zâmbești. Mi-au demonstrat că, în afară de aspectul fizic pe care orice om îl percepe la prima vedere, există un suflet care, indiferent cum ar fi, este frumos și nu se schimbă cu trecerea anilor. De asemenea, am învățat de la acești copii că optimismul nu este doar o stare, este un mod de viață ce trebuie luat ca atare. Fii voluntar și ajută cum poți mai bine. Vă mulțumesc pentru atenția acordată!